temă controversată a devenit subiectul unui film documentar lansat recent la Baia Mare. 11 oameni de vârste și profesii diferite s-au lăsat filmați în timp ce au fost hipnotizați, spun ei, proiectați cu sute de ani în urmă. Mărturiile lor i-au uimit inclusiv pe terapeuți. Astfel de experiențe susțin că au trăit 11 persoane alese aleatoriu, în timpul unei ședințe de hipnoză, în timpul căreia s-au întors în perioada și locuri diferite. Liviu Popovici, coproducător și voluntar, terapeutul ne-a indicat la ieșire să păstrăm în memorie ca o carte poștală. Și eu am păstrat ca și cadre de filme. Așa am văzut totul. Trei specialiști ai psihologiei transpersonale, o școală care încearcă să integreze aspectele spirituale ale vieții cu cele psihologice, au fost implicați în producție. Ei au reușit să realizeze regresiile în memoria profundă. Dr. Ionel Mohârță, psihosociolog, o ședință durează 2 ore și conține 3 etape, de vizualizarea personajului din viața anterioară și o convorbire cu subiectul și în ultima parte o metodă de integrare a ceea ce s-a construit în această terapie. Acesta a fost al doilea film documentar al băimăreanului Călin Terțan, ce a trecut printr-o moarte clinică în urmă cu peste 20 de ani. Călin Terțan, coproducător, încercăm să scoatem în evidență ipoteza că sufletul nostru ar putea călători din veac în veac, cum spunea Eminescu, doar că moartea îl face să uite. Pelicula Reîntoarcere a fost difuzată în premieră la Baia Mare și urmează să fie înscrisă la festivalul Astra și TIFF de anul viitor, relatează știrile ProTV.ro.